Bună! Sunt Monica Zincă, antrenor pentru familii. Echipez familiile, specialiștii și cadrele didactice cu toate instrumentele necesare pentru a-și dezvolta capacitatea de influență pozitivă asupra lor și a celor dragi. Bună seara, dragi mămici, dragi colegi care vă doriți să învățați mai multe despre cum să ajutați copilul cu diverse întârzieri în dezvoltare sau poate doar copii care nu au niciun fel de întârziere în dezvoltare, dar pentru care vă doriți să oferiți ceva ajutor. Suntem din nou în podcastul săptămânal. Vă reamintesc că până toată luna decembrie avem 3 podcasturi pe săptămână în care vorbim cele mai de impact subiecte pe care despre care eu am primit rugămintea să vorbesc, astfel încât să puteți să aveți cât mai multe informații despre ce puteți să faceți în situații problematice cu care vă confruntați. Iar subiectul nostru din seara aceasta este... Hai să vedem. Ce obstacole ai când îți înveți copilul să vorbească? Așadar, o să fim împreună pentru aproximativ 45 de minute și o să povestim despre obstacolele care stau în calea dezvoltării limbajului copilului. Obstacole pe care le avem noi ca și adulți. Nu vorbim despre obstacolele pe care le au copiii. Despre acest subiect, ce obstacole îl împiedică pe copil să deprindă în limbaj verbal, am vorbit în newsletterul săptămânal. Apropo, cei care nu sunteți înscriși la newslettere, faceți asta, înscrieți-vă în fiecare săptămână, primiți informații gratuite de la mine și îi păcat să nu aflați soluții pentru care nu plătiți nimic. Așadar, astăzi vorbim despre ce obstacole ai tu ca adult, indiferent că ești părinte sau că ești specialist, atunci când vrei să înveți un copil să vorbească. Vă încurajez pe toți, așa cum vă încurajez de fiecare dată, să share-uiți acest live, acest podcast, să putem să ajungem cu informațiile către persoanele care au cu adevărat nevoie de aceste informații. Nu vă costă nimic decât 3 secunde să dați un share și putem să ajungem către acei oameni care poate se chinuiesc de ani de zile să reușească să-și ajute copiii să vorbească și nu reușesc, indiferent că sunt specialiști sau sunt părinți. Nimeni nu spune că noi, ca specialiști, suntem înzestrați cu absolut toate răspunsurile la toate întrebările. Așadar, cu cât suntem mai dispuși să dăm din ceea ce noi știm, cu atât mai mulți copii vor fi fericiți. Așa că vă salut cu drag pe toți, vă felicit pentru că luați din timpul dumneavoastră să fiți prezenți aproape de fiecare dată în aceste podcasturi, să adresați întrebări. Voi vorbi cam 30 de minute despre subiectul din seara aceasta, ce obstacole avem noi ca adulți atunci când vrem să învățăm copilul să vorbească și vor urma apoi și răspunsurile la întrebările dumneavoastră pe care le aștept cu drag, mai ales dacă sunt despre partea de comunicare și limbaj. Bun, haideți să începem cu aceste obstacole. Eu mi-am notat până acum 5, bineînțeles că sunt și mai multe, dar le-am notat pe primele 5 pe care eu le consider a fi cele mai importante și pe care le văd a fi în terapie și în încercarea părinților în toți acești ani de când lucrez cu copii, sunt peste 17 ani și peste 3 ani de când ofer informații în cursuri și în live-uri și în e-mail-uri, astfel încât să puteți să aveți cât mai multe soluții pentru situațiile problematice cu care vă confruntați. Așadar, astăzi o să vă spun 5 obstacole, repet, sunt și mai multe de atât, dar dacă pe acestea 5 le veți putea rezolva, cu siguranță copilul dumneavoastră sau clientul dumneavoastră, dacă sunteți specialiști, o să învețe mult mai ușor să comunice. Și o să începem cu primul obstacol și anume, părinții îmi spun așa, eu nu mai am încredere în specialiști. Prin urmare, nu mai vreau nici să duc copilul la specialist, nu mai vreau nici să învăț de la anumiți specialiști sau de la niciun specialist. Și așa mai bine mă ocup eu singură de copil. Deci primul obstacol este lipsa de încredere a părinților în specialiști.
Și dacă stăm să ne gândim la situațiile în care, într-adevăr, pe bună dreptate, ați fost mințiți, îmi spun mie părinții, sau ați fost neglijați ca și părinți, sau copilul nu a fost ajutat așa cum ar fi fost sănătos să fie ajutat, este normal să nu mai ai încredere în specialiști în general. Așadar, înțeleg această repulsie de foarte multe ori a părintelui pentru ajutorul, pentru a cere ajutorul specialiștilor, dar dacă tu nu mai ai încredere în specialiști, ce se va întâmpla va fi că tu vei încerca să găsești soluții singur și dacă nu găsești alți specialiști la care să apelezi, pentru că poate te-au dezamăgit 2, 3, 5, 10, s-ar putea să încerci pe timpul și pe sănătatea copilului tău soluții care nu dau randament. Dacă te afli printre părinții care spun eu nu mai am încredere în specialiști, prin urmare nu mai vreau să învăț de la niciun specialist, fac singur, ceea ce te încurajez este să faci un pas în spate, să te gândești că dezamăgiri avem cu toții de la diversi specialiști și că ce avem de făcut în situația în care cineva ne-a dezamăgit este să căutăm un alt om care să ne poată ajuta și nici de cum să rămânem blocați și să generalizăm. Toți specialiștii sunt la fel, niciun specialist nu face X, pentru că există în România specialiști extrem de bine informați care chiar își doresc să ajute foarte mult și care știu destul de bine despre ce vorbesc. Dar dacă tu te-ai blocat în nu mai fac nimic pentru că oricum dau bani degeaba, oricum pierd timp, oricum copilul meu nu mai poate să învețe de la specialiști pentru că încrederea mea în ei este zero, ce vei face va fi să blochezi șansa copilului tău să se dezvolte, să poată să deprindă limbaj pe baza traumei tale. Traumă care este de înțeles. Orice om în momentul în care are o astfel de dezamăgire, pentru că sunt părinți care poate că au plătit 10 de ani, deci sunt foarte mulți ani, până la 10 ani am avut părinți care mi-au spus am lucrat 3 ani, 4, 7, 10 ani, dar fără rezultate. Și e de înțeles că tu ai trecut printr-o perioadă dificilă în viața ta și este de înțeles că trauma ta este cu atât mai mare cu cât ai investit mai mult timp și mai mulți bani într-o terapie care n-a dat rezultate. Dar dacă ceva vine din traumă, asta am învățat pe pielea mea, că atunci când ceva vine din traumă, acea traumă trebuie să fie vindecată în inima și în mintea noastră ca să putem să ne deschidem exact către persoanele care ne pot ajuta. A spune, eu nu mai am încredere în specialiști, prin urmare nu mai lucrez cu copilul după nicio metodă a specialiștilor, înseamnă să nu-i dai șansa copilului tău să meargă mai departe și să facă progres. Acesta este primul obstacol în calea învățării copilului să comunice. Și acest prim obstacol a fost lipsa de încredere, este lipsa de încredere a părinților în specialiști. Al doilea obstacol este că tu, ca și adult, părinte sau psihoterapeut, nu știi metode să predai cele patru tipuri de limbaj expresiv, și anume mendul, tactul, intraverbalul și ecoicul. Dacă tu nu știi modalități, metode, tehnici validate științific pentru a preda aceste patru tipuri de limbaj expresiv, copilul tău nu va putea să facă diferența între a cere ceva atunci când își dorește, de exemplu a spune dă-mi cana, între a răspunde unei întrebări, de exemplu ce e acolo și el să spună cana atunci când tu i-ai arătat-o, sau a-ți arăta el o cană și a spune uite mami cana, nu vei putea să faci diferența între acești doi operanți verbali și anume mendul și tactul și verbalizarea, care înseamnă să repete copilul după tine ceea ce tu îi spui, de exemplu tu îi spui copilului spune cană și el repetă după tine și nu vei ști să faci diferența între acești trei operanți verbali, mendul, tactul, verbalizarea și intraverbalul. Intraverbalul înseamnă răspunsul pe care copilul ți-l oferă la niște întrebări în afara unor contexte concrete. De exemplu, tu îl întrebi pe copil zi-mi și mie un vehicul care zboară pe cer. Copilul nu vede nici cerul, copilul nu vede nici vehiculul respectiv și din căpșorul lui știe să-ți spună avion sau elicopter. Dacă tu nu știi
nici care sunt cele patru tipuri, cele mai importante patru tipuri de limbaj expresiv și nu știi nici metode prin care să le poți preda copilului, copilul tău poate să rămână la stadiul acela în care doar răspunde. De exemplu, am copii în terapie care știu să răspundă tuturor întrebărilor atunci când văd sau persoanele respective sau acțiunile. Îl întreb ce face tati, știe să spună merge. Îl întreb cine e acolo, știe să spună bunica. Îl întreb cine ești tu, știe să spună Gabriel. În schimb, nu știe să ceară sau să strige persoanele respective. De exemplu, el știe dacă eu îl întreb cine e acolo să-mi spună tata, dar dacă vrea să-l cheme pe tati, în loc să spună tati, să strige tati, se duce și îl pocnește pe tati. Sau țipă, sau se trântește pe jos, sau dă din picioare și din mâini. De ce? Pentru că el nu știe cum să ceară ajutorul. El nu știe partea aceea de ment. Sau copilul știe să îmi răspundă, știe să ceară, de exemplu, o cană, atunci când are nevoie de ea, în schimb, în clipa în care eu îi arăt cana și îl întreb ce am eu în mână, nu știe să spună cană. Asta înseamnă că el nu diferențiază între cele patru tipuri de limbaj expresiv. Și dacă nu diferențiază, va rămâne la un stadiu mai puțin avansat decât unde ar putea să ajungă. Un copil care poate să ajungă într-o zi să mențină o conversație este un copil care știe aceste patru tipuri de limbaj expresiv. Fără ele, nu te poți aștepta ca al tău copil să poată să facă o conversație. Iar noi nu ne dorim copii care doar să răspundă întrebărilor și nu ne dorim copii care doar să ceară ceea ce își doresc. Ne dorim copii care să facă într-adevăr acea conversație pe care ne-o dorim. Deci, al doilea obstacol pe care îl avem în calea învățării copilului să vorbească este lipsa de metode și de tehnici pe care părinții și terapeuții o au pentru a preda cele patru tipuri de limbaj expresiv, mendul, tactul, intraverbalul și verbalizarea. Al treilea obstacol, la fel de important, este că tu, ca părinte, nu ai un plan de intervenție structurat bazat pe evaluarea care a fost făcută copilului tău sau tu, ca specialist, fie nu ai evaluat copilul și atunci nici nu ai de unde să faci un plan de intervenție foarte clar adaptat nevoilor copilului, fie ai făcut evaluarea, dar nu ai scris și nu ai explicat părintelui planul de intervenție. Foarte mulți părinți vin către tine fără să aibă un plan de intervenție și dacă nu îl ai, vei munci degeaba. Sunt foarte, foarte mulți părinți pe care i-am întâlnit în ultimii 3 ani care mi-au spus, noi n-am auzit ceea ce la plan de intervenție sau o structură sau o metodologie sau o programă după care să lucrăm, nu știm ce înseamnă asta, nici nu știam că trebuie să aibă copilul așa ceva, nu știam că de fapt noi am lucrat haotic, ce s-a lucrat cu copilul a fost culori, forme, cifre, lipit, litere, incastre, puzzle-uri, jocuri cu mingea, lucruri care sunt destul de bune, dar care nu dezvoltă comunicarea copilului. Și atunci, în lipsa unui plan de intervenție, adică unei structuri prin care tu, specialistul, să îi explici și să-i arăți concret părintelui cum să lucreze cu al lui copil pentru a-l ajuta să deprindă acele abilități pe care nu le are încă, copilul nu va putea să facă acele progrese pe care le-ar face, într-adevăr, în cazul în care ar exista un plan de intervenție personalizat care în fiecare lună sau măcar o dată la 2-3 luni ar fi revizuit, reevaluat și specialiștii și părinții ar primi feedback, adică ce fac bine, ce nu fac bine, ce pot să îmbunătățească. E foarte important să ai o persoană care să reevalueze planul respectiv sau cel puțin dacă nu, să poți să înveți tu cum să structurezi singur un plan de intervenție. Am ținut cursul Planul de Intervenție, la care au participat foarte mulți părinți, care și după acest curs am primit o sumedenie de mesaje de la părinți care îmi scriau, mămici care îmi scriau inclusiv plângând, înseamnă că am lucrat ani de zile degeaba, habar nu aveam de ce cuprinde un plan de intervenție și că eu ar fi trebuit să învăț metodele despre care tu îmi vorbești în acest plan și nu știam că al meu copil ar fi trebuit să aibă aceste abilități până acum. De aceea,
Este atât de important să cereți planul de intervenție de când se evaluează copilul și ați stabilit că veți colabora cu un anumit specialist care să vă ajute în implementarea, care să vă ajute să copilul să recupereze întârzierile pe care le are. Al patrulea obstacol pe care îl întâlnim în cazul în care ne dorim să-l ajutăm pe un copil să comunice, este că noi nu renunțăm la oamenii toxici. Adică, indiferent că ești specialist sau că ești părinte, tu continui să menții relații cu acei oameni care fie te jignesc, fie te manipulează și îți spun, lasă, domne, că o să învețe copilul, chiar și specialiști care spun, nicio problemă, nu trebuie să aibă plan de intervenție copilul, mi-a zis o mămică, decât atunci când vedem că nu se mai dezvoltă cum trebuie sau că nu face progres așa cum trebuie. Acesta este un mit, nici măcar nu există ca vreodată să-ți spună un formator, nu trebuie să ai niciun plan de intervenție decât dacă copilul nu se descurcă. Este ca și când profesorul sau învățătorul la școală ar spune, nu trebuie să avem o programă, pentru că adică nu trebuie să urmăm anumiți pași. Copilului astăzi o să-i predau cifra 3, mâine o să îl învăț să citească, deși nu i-am predat înainte nici măcar litera A și tot așa. Deci nu există că poți să lucrezi fără plan de intervenție și dacă ai oameni în jurul tău care îți spun nu te duce la specialist, că nu ai nevoie de asta, sau specialiști care spun n-ai nevoie de un plan de intervenție sau care spun lasă, nu învăța tu să lucrezi cu copilul că e doar datoria noastră, ca specialist tu stai și doar fă-i mâncare copilului și îl schimbă. Acești oameni sunt oameni toxici și de ce le spunem oameni toxici? Pentru că ei ne fac să ne manipulează sau ne fac să facem lucruri greșite care ne îndepărtează de nivelul la care noi vrem să ajungă al nostru copil. Așa că indiferent că ești părinte sau că ești specialist, nu mai crede acele mituri conform cărora tu nu ai nevoie să înveți constant, părintele nu are nevoie să învețe constant să-și ajute copilul. Dacă tu vei rămâne în preajma oamenilor toxici, a oamenilor care încearcă să te manipuleze, a oamenilor care încearcă să stoarcă bani de la tine sau a oamenilor care și sunt, din păcate, și astfel de părinți care, pentru că ei nu au reușit cu al lor copil și știu motivul pentru care nu au reușit, îi învață și pe alți părinți, lasă, nu învăța. Lasă că, uite, nici al meu copil, am lucrat, să zicem, 3 ani și n-am învățat nimic. Nu-l mai duce la specialist că îl duci degeaba, dar părintele respectiv știe că el a pierdut 3 ani de zile din viața copilului pentru că nu s-a lucrat corect. Și în loc să spună adevărul părinților, se duce și în minte că, de fapt, copilul atâta poate el. Vorbesc de persoane toxice și a se înțelege că persoana toxică este acea persoană care face voit niște afirmații, voit te rănește, voit te minte. Nu vorbesc despre părinții care chiar cred ceea ce spun. Adică eu am în terapie părinți care mi-au spus, Monica, am susținut cu toată ființa mea că dacă îi dai copilului un anumit tip de medicație, nu mai trebuie să facă terapie sau să facă transplant de celule stem și nu-i mai trebuie copilului terapie sau să facă nu știu ce terapie cu nu știu ce electros pe cap și gata, nu mai are nevoie de terapie. Și am susținut-o până când am dat o căruță de bani un an, 2, 3, 5 și de fapt copilul n-a rezolvat nimic. Deci aceștia nu sunt oameni toxici care ei înșiși se lasă mințiți de alții. Oamenii toxici sunt cei care cu adevărat îți spun lucruri neadevărate. Bun. Al cincilea obstacol este că nu știi cum să-l faci pe copil să stea, să lucreze liniștit cu tine și cu specialiștii. Adică, ce vreau să spun este că acel copil cu care tu lucrezi sau dacă ești părinte copilul tău, are niște comportamente negative, perturbatoare, țipă, lovește, mușcă, țipă, plânge, aliniază într-una obiecte, fuge de colo-colo, sare fără scop, învârte într-una roți, învârte, îmi spunea o mămică, se învârte în tiribombă 3 ore dacă îl lasă acolo sau se dă în leagăn și nu face nimic altceva. Sau scrie doar pe pereți sau doar desenează într-una. Aceste comportamente nesănătoase ale unui copil trebuiesc contracarate și tu trebuie să știi metode și tehnici prin care să le contracarezi. Afli toate aceste metode din cursul meu, cum să ai un copil liniștit în doar 4 săptămâni. Fără metode, atenție, dragi părinți, fără metode, n-o să știți cum să-i ajutați pe copii să elimine comportamentele acelea negative sau măcar să le reducă
Și cu atât mai mult nu vei ști nici măcar cum să previi, pentru că marea majoritate a părinților care vin în terapie îmi spun, păi eu nu știam că așa se previn comportamentele. Eu am crezut că totul este de la autism, ceea ce nu este așa. Nu toți copiii care, sau nu doar copiii care au autism au comportamente problematice, toți copiii au și toți adulții avem. Ideea este, sau soluția este, să învățăm pe copii să-și gestioneze emoțiile care duc la comportamente nesănătoase și să înlocuiască aceste comportamente greșite cu unele sănătoase. Deci, al cincilea obstacol este că tu nu știi să-l faci pe copil să stea liniștit, să lucreze liniștit, nu știi cum să-l faci pe copil să fie atent, nu știi cum să-l ajuți să accepte refuzurile și nu-urile tale, nu știi cum să-l ajuți să aștepte atunci când îi spui nu pot să-ți dau acum, dar trebuie să mai aștepți un pic. Nu știi ce să faci atunci când copilul tău se trântește pe jos, atunci când refuză să participe la anumite activități împreună cu tine. Deci dacă tu nu știi metode și tehnici, ca orice alt părinte și ca orice alt specialist, indiferent că ai sau nu ai copil cu diagnostic acasă sau în terapie îți vine un copil cu diagnostic, dacă tu nu vei ști metode prin care să-l ajuți pe copil să se liniștească, atunci tu nu o să ai cum să-l ajuți. Și al șaselea obstacol în calea, am zis că vorbesc despre cinci obstacole, dar mi-au venit mai multe în minte acum, al șaselea obstacol este că tu nu știi ce abilități minime ar trebui să aibă un copil ca tu să te poți aștepta să comunice. Un copil nu poate să comunice dacă nu are deprinse anumite abilități. De exemplu, dacă al tău copil nu știe să imite, nu știe să răspundă instrucțiilor tale, nu știe să salute, nu știe să recunoască persoane, acțiuni, obiecte reale și, nu știu, obiecte din poze, din cărți, din povești. Dacă al tău copil nu știe să răspundă la niște instrucții simple de genul vino la mine sau să răspundă la numele lui atunci când este strigat sau să îți răspundă cu da sau nu. Dacă tu îl întrebi vrei apă, el, dacă nu vorbește, măcar să dea din cap da sau nu. Dacă el nu știe cum să urmărească oamenii și obiectele aflate în mișcare, el nu are cum să ajungă să comunice verbal într-un mod sănătos. Deci, al șaselea obstacol este că tu nu știi ce abilități ar trebui să dețină un copil înainte să te aștepți ca el să vorbească. Toate aceste abilități le afli din cursul Cum predai limbajul și comunicarea la nivel începător și nu doar atât, în cursul respectiv tu afli inclusiv cum să predai aceste abilități, cum să predai mendul, tactul, intraverbalul, verbalizarea, ceea ce ți-am spus mai devreme, înveți care sunt greșelile cele mai frecvente pe care părinții și specialiștii le fac atunci când predau comunicarea și limbajul copilului. Și știind toate aceste informații, văzând, de exemplu, în filmulețele demonstrative, cum se lucrează cu un copil pas cu pas ca să ajungă în punctul în care tu îți dorești să ajungă, atunci, dacă nu deții aceste abilități, tu însuți, aceste abilități de predare, nu o să poți să-l ajuți pe copil. Și al șaptelea obstacol care mi-a venit acum în minte este că tu nu crezi în acele metode validate științific care dau rezultate în timp. Și mi-a venit acum ideea aceasta pentru că zilele acestea am stat de vorbă cu o mămică ce mi-a spus mi-am dorit atât de mult ca al meu copil să facă progres repede încât am plătit 2 ani de zile niște minciuni, pentru că asta sunt niște minciuni, niște oameni care m-au mințit că al meu copil nu are nevoie de terapie, terapia este o prostie, terapia ia 10 ani din viața copilului și copilul va deveni mai agresiv pe măsură ce vom practica terapia. Și timp de 2 ani de zile am plătit zeci de mii de lei, sute de mii de lei, având încredere în acei specialiști. Dar de ce m-au păcălit pe mine acei pseudo-specialiști? De ce m-au păcălit? Pentru că mi-au spus că voi avea rezultate rapide și eu chiar i-am crezut. Deci dacă tu ca părinte sau tu ca specialist ai senzația că metodele validate științific nu merită a fi puse în aplicare pentru că ele recuperează copilul într-un timp foarte lung, vei da într-adevăr crezare acelor pseudospecialiști care îți spun mai bine dă-i 3 migdale, 3 curmale sau mai bine fă-i nu știu ce transplant sau mai bine du-l la nu știu ce cameră hiperbarică și o să vezi că o să înceapă să vorbească sau du-l la terapie cu delfini.
și nu mai plăti atâția bani. Ideea este că aici nu e vorba despre bani, pentru că aceste terapii sunt destul de costisitoare. Terapia cu delfin costă peste 5-6.000 de euro. De exemplu, celulele STEM, din ce am înțeles, costă peste 10.000 de euro. Deci nu-i că nu costă. Dar când părintelui îi se prezintă o minciună și anume îi se spune fă tipul ăsta de terapie pentru că în 3 luni copilul tău va fi bine, părintele neinformat ce face? Compară cât m-ar costa pe mine 10 ani de terapie versus cât mă costă această operație din care mi se promite că al meu copil o să înceapă să vorbească. Și normal că orice părinte normal ar vrea copilul lui să se recupereze într-un timp scurt cu cât mai puțin bani. Și atunci, părintele neinformat, ce va face? Va fi să plătească foarte mulți bani, așteptându-se ca timpul pe care îl va investi în recuperarea copilului, fără ca el, părintele, să facă mare lucru, să fie foarte scurt. Așadar, v-am spus 7 obstacole care stau în calea învățării limbajului și a comunicării de către copil. Haideți să recapitulăm care sunt cele 7 obstacole care stau în calea recuperării sau a învățării limbajului și a comunicării de către un copil. Primul obstacol este acela că tu nu mai ai încredere în specialiști. Al doilea obstacol este că tu nu știi metode de a preda cele 4 tipuri de limbaj expresiv și anume mendul, tactul, intraverbalul și ecoicul sau verbalizare. Al treilea obstacol este că tu nu ai un plan de intervenție pentru a-l ajuta pe copilul tău să deprindă toate abilitățile pe care în prezent nu le are. Al patrulea obstacol este că tu nu știi cum să-l faci pe copil să stea liniștit sau să fie atent, nu știi cum să-l ajuți să aibă un comportament pozitiv în toate mediile din viața lui. Indiferent că este la măsuța de lucru dacă lucrezi la masă, indiferent că e pe covor, indiferent că e la bunica sau în alte medii, inclusiv grădiniță și școală. Al cincilea obstacol este că tu nu știi ce abilități ar trebui să aibă copilul înainte să te aștepți ca el să poată să vorbească. Și al șaselea obstacol este că tu nu crezi în metode terapeutice validate științific pentru că te-ai lăsat păcălit de acei pseudospecialiști care ți-au spus că metodele validate științific durează, sunt bune, dar să le aplici durează ani de zile, pe când anumite metode care încă nu sunt dovedite științific ar fi dat rezultate peste 80% în recuperarea copiilor, acelea, deși vei plăti poate aceeași sumă de bani, o să recupereze copilul într-un timp extrem de scurt. Dacă noi ne informăm și dumneavoastră ca părinți și dumneavoastră ca specialiști despre care sunt cele mai importante obstacole în calea recuperării limbajului și a comunicării la copil, vom rămâne la un nivel foarte de jos al capacității noastre de a ajuta copiii sau clienții cu care lucrăm. Cel mai important lucru este să ne informăm. Acesta este motivul pentru care am venit către dumneavoastră tot timpul cu atât de multe resurse gratuite să înțelegeți ce înseamnă a face terapie, ce înseamnă recuperarea unui copil, cum se pot aplica anumite metode științifice. De aceea vin către dumneavoastră inclusiv cu cursuri, astfel încât dumneavoastră să învățați metodele respective concret. Până pe 31 decembrie 2023 aveți 35% reducere la 5 dintre cele mai importante cursuri de pe platformă. Intrați pe www.monicazinca.ro, comandați aceste resurse și aplicați pas cu pas. În toate cursurile aveți fiecare obiectiv în parte, desfăcut în etape, explicat, filmat video, astfel încât dumneavoastră să înțelegeți concret cum să aplicați. Aveți, de exemplu, în cursul Magia Jocului, care este un curs care e foarte important pentru copii până în 2 ani și jumătate, maximorum 3. De ce? Îl poți învăța pe copilul tău comunicare, partea de comportament, parte de empatie și așa mai departe, angrenându-l în tot felul de jocuri, fără să fie nevoie să stai cu el doar la masă sau să înveți niște tehnici mai complicate, cum le ai, de exemplu, în cursul cum predai limbajul și comunicare. Dar dacă tu ai un copil care are peste 3 ani, 3 ani și jumătate și nu are deprinse aproape nicio abilitate, nu o să-ți fie suficient cursul Magia Jocului, ci îți va fi necesar cursul cum predai limbajul și comunicarea la nivel începător. Niciodată, dragi părinți, nu vă gândiți
eu nu voi putea să fac nimic. Eu trebuie doar să las copilul la niște specialiști. Mă uitam săptămâna aceasta pe un grup, o mămică, o vedetă de la noi povestea că este super, super încântată că al ei copil care este diagnosticat cu tulburare de spectru merge la un centru privat unde deja se văd îmbunătățiri. Știu extrem de bine cazul respectiv. Am văzut ce se lucrează acolo și planul de intervenție este complet greșit. Dar mămica respectivă se bucură pentru că al ei copil a învățat să facă pa în 6-7 luni de zile de terapie, a învățat să facă niște puzzle-uri și niște încastre și să repete după specialiștii respectivi. Aceasta nu este cu adevărat recuperare. Dacă copilul tău în 6 luni de zile de terapie nu a învățat tot ceea ce dumneavoastră vedeți în cursul Cum predai limbajul și comunicarea, ar trebui să vă puneți niște semne de întrebare. Mai ales dacă al dumneavoastră copil lucrează între 4 și 6 ore pe zi la un centru sau acasă cu specialiști. Într-adevăr, sunt copii care învață în 3 luni de zile toate obiectivele din cursul Cum predai limbajul și comunicarea. Sunt copii care nu lucrează decât 2 ore pe zi, să zicem, care deprind abilitățile din curs după un an de zile, dar părintele își asumă, pentru că el știe, așa cum spun de fiecare dată, că pentru o recuperare eficientă, un copil are nevoie de minim 25 de ore pe săptămână de lucru intensiv. Și atunci, dacă tu ca părinte vezi că au trecut 3 luni, au trecut 6, a trecut 12 luni și copilul tău nu știe nici măcar să imite sau poate știe să imite, dar nu știe instrucții, și poate lucrezi cu el 2 ore pe săptămână, 2 ore pe zi sau 4 ore pe zi sau 6 ore, mai grav. Dacă vezi că nu are un plan de intervenție copilul, dacă tu vezi că nu ți se explică planul de intervenție, dacă nu există niște tabele concrete care să evalueze progresul copilului, nu trebuie să faci niște, nu știu ce, tabele sofisticate și să te apuci acum să faci radical din 7. Nu la asta mă refer, ci trebuie să vezi care e progresul copilului, câte obiecte, de exemplu, a învățat el în partea de receptiv într-o săptămână, într-o lună, să zicem. Sau câte obiecte și persoane a învățat el să ceară în perioada asta. Dacă tu nu ai imaginea concretă a progresului copilului tău, s-ar putea să fii păcălit și nu asta ne dorim. Deci există obstacole, într-adevăr, în calea recuperării sau a învățării limbajului și a comunicării unui copil, dar aceste obstacole pot cu adevărat să fie trecute dacă noi ca specialiști și dumneavoastră ca părinți vă informați suficient de mult. Și noi specialiștii facem cursuri peste tot pe unde găsim, astfel încât să fim întotdeauna updatați cumva, să fim la curent cu ultimele cercetări, la fel și dumneavoastră trebuie să căutați metode și soluții ca să vă învățați copiii să comunice, fără să vă culcați pe urechea, nici dumneavoastră ca părinți, nici noi ca specialiști, e suficient ca al meu copil a învățat, de exemplu, să repete. Nu, nu e suficient ca un copil să se dezvolte per total sau cât mai mult pe partea de comunicare, el are nevoie să învețe cel puțin aceste 4 tipuri de limbaj expresiv. Eu nu mă pot aștepta ca al meu copil să învețe într-o zi să se descurce într-o conversație dacă el nu știe decât să repete după mine, sau dacă știe doar să ceară într-un singur cuvânt. Sunt într-adevăr copii care nu vor putea niciodată să dezvolte limbaj expresiv și nu vor putea unii pentru că chiar le este afectat creierul pe partea responsabilă de vorbire sau copii care nu au fost învățați până la vârsta de, nu știu, să zicem, 7 ani și normal că ei nu mai au aceleași șanse, poate chiar nu mai au deloc șanse să dezvolte limbaj expresiv. Dar asta nu înseamnă, atenție, că nu poți să dezvolte alte tipuri de comunicare. De-aia eu le spun părinților, ok, dacă ai început mai târziu, poate la 7 ani, la 8 ani, la 10 ani ai copilului, nu înseamnă că trebuie să nu mai faci nimic sau să te gândești, copilul meu nu mai are nicio șansă. Dacă tu ții cursul, de exemplu, Cum predai limbajul și comunicarea, o să vezi că tu poți să-l înveți pe copilul tău o sumedenie de abilități care îl vor ajuta să devină independent, chiar dacă aceste abilități nu implică limbajul verbal. Deci nu vă mai speriați, al meu copil are 6 ani, al meu copil are 7 ani, nu mai are sens să-i predau nimic. Discutam cu o mămică zilele trecute și îmi spunea în terapie, Monica, la 6 ani, el nu știe să se îmbrace, nu știe la toaletă, nu știe abilitățile astea bazale, mai are sens să-l învăț sau să trec direct să-l învăț cifre, litere, că uite vreau să-l duc la școală. Și am zis, Dumnezeule mare, la ce-i trebuie lui școală când el nu știe nici măcar să imite și să se îmbrace? Nu o să faci decât să-l frustrezi și să te frustrezi și tu că o să vezi că o să fie respins de ceilalți copii. Hai să ne focusăm pe a preda abilități bazale și după ce vedem că le-a învățat pe acelea, vedem ce facem în continuare.
Așa că încurajarea mea pentru toți cei care mă ascultați este să luați fiecare obstacol pe care vi l-am prezentat astăzi, disecați-l bine și găsiți soluții prin care să le contracarați toate aceste obstacole și să vă ajutați cu adevărat copiii, pentru că fiind dumneavoastră informați, învățând din cursuri, învățând de la specialiști, evaluându-vă copiii, rugând specialiștii să vă explice, să vă ajute, să vedeți concret ce aveți nevoie, cu siguranță copilul dumneavoastră va face pași foarte, foarte importanți spre independența lui. Dar dacă noi spunem, nu se mai poate, doar atât poate copilul, sau oricum am plătit o grămadă de ani specialiști și am dat o groază de bani, nu mai am încredere. N-o să facem decât să lăsăm copilul la un nivel foarte jos când el ar putea să ajungă destul de sus. Repet, chiar dacă poate, nu va mai putea niciodată să dezvolte comunicare verbală. Dar gândiți-vă la copiii care sunt cu surdomutitate. Ce fac acei copii? Ei nu mai trăiesc în societate? Nu. Au fost învățați un limbaj alternativ și anume limbajul semnelor prin care să se poată descurca în viață. La fel și copiii dumneavoastră pot să învețe comunicarea alternativă. Dar vorbim acum despre ce puteți să faceți ca să nu ajungeți în punctul în care un copil nu mai poate să comunice verbal niciodată. Dar și dacă sunteți în situația aia, fiți sigur că mai puteți să faceți ceva pentru independența lui. Una este să ai un copil care poartă scutec până la 20 de ani și care se trântește pe jos, se tăvălește, țipă, nu mai ai curaj să-l scoți în parc pentru că la 20 de ani e foarte puternic. Și alta este ca un copil să ajungă la 20 de ani, să nu poată să comunice verbal, în schimb să se poată integra în orice societate, să meargă să-și facă mâncare, să-și facă toate cumpărăturile, să stea pe o bancă în parc, să citească, să se bucure de alte lucruri din viață, chiar dacă nu a deprins limbajul verbal. Așadar, așa cum vă încurajez de fiecare dată, vă încurajez și în seara aceasta, informați-vă, informați-vă, informați-vă. Chiar dacă o să vă coste niște timp și niște bani, normal că o să vă coste, și chiar dacă vă costă în plus față de poate zecile, sutele, miile de ore pe care le-ați investit până acum, de sutele de milioane pe care le-ați investit ca bani, mai faceți încă un pas și mai apelați la o altă părere a unui alt specialist care vă poate arăta niște metode concrete. Nu înseamnă că trebuie să plătești acum 7 ore pe zi, 5 ore pe zi un alt specialist să lucreze cu copilul tău. Înseamnă doar că trebuie să plătești o evaluare a unui copil sau dacă nu, ia-ți cursul, planul de intervenție și vezi și tu ce conține un plan de intervenție, cum se face o evaluare și fă tu planul ăla de intervenție. Știți câte mămici care au participat la cursul, planul de intervenție și-au făcut singure planul sau l-au structurat și au lucrat luni de zile și azi îmi trimit mesaje și îmi spun, Monica, a ieșit! Am o mămică ce mi-a scris acum, cred că-s vreo 2-3 săptămâni și mi-a spus, doamna Monica, e incredibil. Mi s-a spus că degeaba fac eu un plan de intervenție, că copilul meu nu o să poată să învețe decât de la specialiști și așa. Și degeaba am spus eu psihiatrului, domne, dar am plătit ani de zile și n-a făcut nimic. Acum când am luat cursul ăsta și m-am pus pe învățat, copilul meu face progres. Normal că m-a bucurat, adică o mămică s-a decis, ok, nu mai apelez la nimeni până când nu învăț ce trebuie să fac. Și mai întâi femeia a zis, ok, vreau să fac eu planul, după care, da, mi l-a trimis mie, mi-a zis, ok, uite, avem o sesiune separată, vreau să mă asigur că l-am făcut cum trebuie. Păi, da, dar mămica aia foarte informată nu va mai putea să fie păcălită mai târziu, pentru că nu ai cum să păcălești un om informat. Și atunci, ce va face de acum înainte mămica aceasta și alte celelalte mămici vor fi să urmeze, de exemplu, cursul Cum predai limbajul și comunicarea, după ce copilul lor a învățat toate acele abilități de acolo, după 6 luni, după 3 luni, pot să apeleze mai departe și să vadă, ok, acum le-am învățat pe astea, ce urmează să fac? Pentru că, atenție, sunt oameni care îmi spun, Monica, am participat la un curs, am învățat toate tehnicile. Dar tehnici pe ce? Că eu nu știu ce să fac cu tehnicile alea, că nu știu ce să lucrez, da? Pentru că nu există un plan de intervenție. Pentru că tu nu știi ce e ăla, pentru că tu nu știi cum să-l structurezi. Nu știi cum să faci o evaluare. Bun, am vorbit despre ce obstacole ai când îți înveți copilul să vorbească. Acum vreau să răspund întrebărilor dumneavoastră. Mulțumesc mult pentru tot ce ne spuneți, meritați mult respect, sunteți un om de valoare. Mulțumesc, doamna Elena. Vă salut din Birmingham, doamna Iuliana și noi vă salutăm pe dumneavoastră. Mă bucur că sunteți alături de noi din atâtea colțuri ale lumii.
Mulțumesc pentru cursurile cadou, cu mare drag, doamna Irina. Apropo, există audiobook-uri pe site-ul www.monicazinca.ro, audiobook-uri gratuite. Intrați la secțiunea resurse gratuite și descărcați de acolo tot ce e gratuit. O să vă ajute extrem de mult, chiar dacă sunt resurse gratuite, așa cum cu siguranță vă puteți lua informații și din acest podcast, chiar dacă nu plătiți nimic pentru el. Doamna Nicoleta, primul obstacol e că nu știu cum să fac un plan de intervenție singură. Are deja 13 ani, autism infantil, ar trebui evaluare de la zero. Mă sperie viitorul, nu mai am puterea să lupt și vă cred, mai ales când copilul are 13 ani. Ce vă încurajez este așa. Fie vă luați cursul planul de intervenție, care acum este cu 35% reducere până pe 31 decembrie și învățați de acolo cum se face structurarea unui plan de intervenție și încercați să-l faceți singur și apoi puteți să programați o întâlnire cu mine după data de 2 ianuarie, se mai pot face programări pentru până după data de 10 ianuarie, când eu încep munca și atunci pot să evaluez cu dumneavoastră împreună planul pe care deja dumneavoastră l-ați făcut și este foarte bine să se întâmple asta, pentru că în felul ăsta deveniți efectiv independente ca mămici. În clipa în care tu ți-ai luat planul, ai încercat să faci singură, normal că s-ar putea să nu fie foarte, am avut mămică ce mi-a trimis un plan, eu am crezut că ai făcut un specialist, efectiv. Și mama mi-a zis, Monica, crede-mă că nu mi-a făcut nimeni planul. Deci, efectiv, după planul tău, am luat pas cu pas, după care am luat pas cu pas cursul la mână din cursul Cum predai limbajul și comunicarea și l-am făcut exact, dar mi-au trebuit 3 zile în care am muncit, crede-mă. Da, dar e o satisfacție atât de mare, plus că, atenție, e foarte important să nu fii tot timpul dependent de specialiști. Deci poți să-ți iei planul de intervenție, cursul planul de intervenție, după care să ne întâlnim, să îl reevaluăm și să vedem noi dacă, să vă dau un feedback și apoi, evident, să îl refac dacă nu este cum ești așa și să vă explic cum să-l refaceți data viitoare și ce să faceți, fie pur și simplu stabiliți o evaluare pentru un plan de intervenție cu un specialist, fie că e la mine, fie că la un alt specialist. Aveți grijă doar, de asta eu vă spun, dacă tu ai cursul, planul de intervenție, vei ști clar ce înseamnă o evaluare corectă și vei ști clar ce înseamnă un plan structurat corect. Și dacă ai aceste informații, în clipa în care te vei duce la un specialist și vei vedea că planul tău nu conține ceea ce eu ți-am spus acolo, evaluarea nu a fost făcută măcar așa, atunci acolo e o problemă. Și nu e o problemă că poate ai plătit pe evaluarea sau pe planul ăla de intervenție o anumită sumă de bani. Mai bine pierzi banii ăia decât să te duci și să lucrezi pe baza unui plan care nu este corect. Mi-au scris mămici în perioada de Black Friday, mi-au scris atâtea mămici care mi-au spus, Monica, nu am avut încredere în cursuri și ce am făcut a fost să plătesc luni de zile, ani de zile terapia copilului și chiar după ce am aflat de cursurile tale. Nu am vrut să plătesc, am zis că eu nu plătesc așa ceva, că eu nu sunt în stare să lucrez. Și am avut încredere și m-am dus acolo, n-am primit plan de intervenție, nu am auzit de tabele. Păi ce am văzut eu în cursul de limbaj, m-a șocat, nu știam că trebuie să facă evaluare așa. Nu mi-a dat nimeni așa ceva și atunci m-am blocat. Și am ajuns până la urmă tot să comand niște cursuri de la tine ca să mă asigur că pot să fac ce trebuie. Deci nu mai continuați în locuri în care vedeți că al dumneavoastră copil nu are rezultate. Mulțumesc, doamna Nicoleta, pentru vulnerabilitatea dumneavoastră, în primul rând. Mulțumesc și eu, doamna Otilia. Sunteți minunate, sfaturile dumneavoastră sunt de folos. Mulțumesc, doamna Maria. Îmi doresc să ajungem către cât mai mulți părinți. De aceea vă încurajez pe toți. Dați-le linkul de abonare la newsletter și linkul către tot ceea ce eu ofer gratuit și pentru cursul cum să-ți ajuți copilul să vorbească, să se joace și să fie liniștit și către audiobook-urile cadou. Dați-le mămicilor care n-au auzit de ele. E păcat să nu învețe și ele lucruri atât de importante. Pentru că, să știți, sunt mămici care nu doar că sunt mămici care nu-și permit financiar și atunci au reușit lucruri extraordinare doar pe baza informațiilor gratuite și sunt mămici care își permit financiar, dar nu vor să creadă. Și atunci ele ce îmi spun a fost, știi ce am făcut, Monica? Câteva luni de zile am lucrat după tot ce ai zis gratuit și după podcast-uri și după tot și acum normal că am zis, bă, dacă a mers tot ce a fost gratuit, păi cum să nu meargă ceea ce îmi oferă cu bani? Deci e clar că valoarea e mult mai mare. Așa este. Dar nu veți putea să aveți încredere într-un om doar pentru că îl vedeți. Trebuie să și rezonați cu el. Mi-a scris o mămică într-o zi, știi, Monica, aseară te-am auzit prima oară și astăzi ți-am trimis mesaj pentru că vreau neapărat să stabilim o întâlnire de evaluare, pentru că a avut atâta sens pentru mine ce ai spus în acele 30 de minute,
încât am zis, gata, stop, este omul la care vreau să apelez acum. Știu dacă peste 2 luni de zile mai colaborăm, dar eu vreau să apelez acum. Dar trebuie să facă click ceea ce spun eu cu modul dumneavoastră de a vedea lucrurile. Pentru că dacă dumneavoastră sunteți persoana care spune, mă, eu nu vreau să învăț să lucrez singură. Pe mine nu mă interesează să mă informez. Pentru că eu am încredere așa, pur și simplu am eu încredere să trimit copilul undeva, nu trebuie să învăț eu nimic. Sau mi se pare o jecmăneală să vină cineva să-mi ia bani pe terapie sau să mă învețe pe mine din niște cursuri, mai bine mă duc și fac transplant de nu știu ce. Bun, fă-l pe ăla. Dacă nu rezonezi cu mine, nu are sens să dai banii pe ceva. De asta vă spun, dați către mămici cât mai multe din informațiile acestea gratuite, pentru că nu știi ce mămică ajut și nu știi care va fi viitorul unui copil. Ieri am avut evaluare cu o mămică ce a aflat de la o altă mămică, care, din păcate, a avut o experiență urâtă în 2 ani de zile, a plătit niște sume exorbitante pentru niște minciuni și a convins-o pe o altă mămică să facă și ea ce a făcut mămica respectivă, în momentul în care ea nu știa încă de faptul că acelea erau doar niște minciuni și niște promisiuni aberante. Și îmi spune, uite, deși m-am supărat foarte tare pe ea pentru că mi-a recomandat acei pseudospecialiști, când în momentul în care mi-a spus acum, uite cum am reușit să am rezultate, apelează la femeia asta, am apelat. Vă spun sincer că sunt foarte sceptică. Dar pentru că ea mi-a arătat filmulețe cu copilul ei și am văzut concret la ce nivel a ajuns copilul pe baza tehnicilor, validate științific, nu a celor minciuni, asta mi-a dat curaj. De aceea vă spun, dați mai departe mămicilor toate informațiile gratuite, nu vă costă nimic. Mulțumim, cu mare drag, doamna Nicoleta spune, fata mea face terapie prin semne, dar în același timp și verbal. Este foarte bine, e în grupa de 7 copii individual, doar 2 ore pe săptămână logopedie, dar este puțin pentru ea, da, într-adevăr, din septembrie este trecută pe listă școală specială, sperăm să fie loc. Locuim în Belgia, da, am multe mămici din afara României care, din păcate, nu au lucrat și personal cu copiilor și treaba asta se vede în progresul pe care l-au copiii. Ce vă sfătuiesc pe toate este să învățați să lucrați și dumneavoastră cu copii acasă, pentru că într-o școală specială nu va fi nimeni 4 ore pe zi în spatele copilului sau față în față cu copilul să lucreze unul la unul pe baza unui plan de intervenție foarte, foarte riguros. De aceea, încurajarea mea este învățați dumneavoastră. Ieri am avut 2 ore cu o mămică, ce îmi spunea, Monica, am încercat, stă într-o altă zonă a lumii, nu în România, și mi-a spus, am încercat 4 ani de zile și am încercat niște inepții. Am crezut cu toată ființa mea că dacă duc copilul 7 ore pe zi stătea la grădinița respectivă, grădiniță specială, și nu e singular cazul, deci probabil că sunteți multe în situația aceasta care ați colaborat cu mine, dar am dat acum un exemplu de una din mămicile culmei, au fost 2 mămici cu aceeași poveste, și mi-a spus, eu am crezut cu toată ființa mea că acolo se lucrează 7 ore pe zi unul la unul și de fapt nu se făcea asta. Și eu am crezut că statul din țara respectivă, wow, cât de tare e și uite ce ne dă. De fapt n-a dat nimic. Pentru că copilul meu, fetița mea, zicea mămica, stătea într-un colț, scrijelea pereții, scria pe pereți pe care lipiseră niște coli mari, astfel încât să o liniștească. Și eu nu înțelegeam de ce atâția ani de zile copilul meu nu spunea nici măcar a. Păi de ce? Pentru că nimeni nu te-a învățat cum să lucrezi tu cu copilul. În regulă, sunt în curs de achiziție și la cel de limbaj. Felicitări! Doamna Elena, întâmpinăm următoarea problemă. O întreb pe Lili, de exemplu, ce este și arăt o cană. Foarte bine îmi răspunde corect cană. Dacă apoi o întreb ce culoare are, se blochează în a răspunde cam cană. Ca și soluție, vin cu un prompt vizual și răspuns corect, dar fără prompt încă nu. Clar nu cunoaște noțiunea de culoare, oare ar trebui să-i predau de la 0 culori numere animale, pentru că ea știe foarte bine toate categoriile, dar nu înțelege noțiunea. Bun. Ce v-aș întreba ar fi la ce nivel este copilul? Pentru că am 10 de planuri de intervenție făcute de specialiști care introduc noțiunea obiect plus culoare imediat ce copilul a învățat, de exemplu, culorile separat și obiectele separat. Și copilul face varză. Și în loc să ne ocupăm de a preda copilului lucruri mult mai importante, ne focusăm și stăm luni în șir pe a învăța copilul diferența între ce culoare are și ce este. De aceea v-aș întreba și puteți să-mi scrieți un e-mail ce programe are copilul dumneavoastră în planul de intervenție și la ce nivel este copilul. Pentru că, atenție, când vorbim despre niște lucruri atât de detaliu, s-ar putea să vă focusați pe abilitățile care nu sunt necesare.
Da, tu poți să continui treaba asta cu copilul. Într-adevăr, dacă vedeți că. Dar atenție, dacă copilul știe într-un program separat, într-o sesiune separată, să răspundă la întrebarea ce este, să spună cană, într-o sesiune separată, știe culorile, ce culoare are, ce culoare are. Dacă le știe, pe asta nu mai are sens să le reiei, ci va trebui să-l înveți pe copil să răspundă întrebărilor ce culoare e, ce este. Adică să facă un random între aceste două abilități, a recunoaște culoarea și a o spune, a recunoaște obiectul și a spune. Dar aici este buba. Este copilul la nivelul la care să aibă sens pentru el treaba asta? Că dacă nu e, tu îl întrebi degeaba. Și îi predai degeaba pentru că nu o să faci decât să-l frustrezi. Eu nu zic că nu e așa. Deci dacă ea este la un nivel sus, și sus înseamnă un nivel în care copilul deja, să zicem, îți vorbește în propoziții. Răspunde în propoziții, pune întrebări copilul. Dacă nu e aici, nu vă focusați pe a răspunde ce culoare are și ce este, pentru că o să-l zăpăciți. Foarte bună întrebarea, doamna Elena, mulțumesc tare mult. În curând o să vă contactez. Noi nu avem diagnostic în UK, durează foarte mult, poate și 2 ani, și 3 ani au așteptat mămiși din UK. Nu pot să aștept, copilul are deja 5 ani, cred că am pierdut mult timp. Da, doamna Iuliana, doar că scrieți-mi e-mail, o să mai pot să iau cazuri noi doar până la jumătatea lunii februarie, pentru că o să intru în concediu în prenatal și cu ajutorul lui Dumnezeu sperăm ca lucrurile să fie bine. Deci până atunci mai este timp, dar o să încep munca doar după 10 ianuarie. Deci începe să vă programați de pe 2 ianuarie și ce mai prindeți locuri. Ideea este, cum spunea și doamna Iuliana, durează foarte mult, nu mai așteptați după diagnostice și asta le spun întotdeauna părinților. Aștepta după un diagnostic înseamnă să pierzi foarte mult timp cu al tău copil. Ia-ți niște specialiști cu care să lucrezi, dar atenție, care să vorbească pe limba ta. Am niște planuri de intervenție, Dumnezeule, atât de clar structurate și atât de elaborate, dar cu niște cuvinte atât de pompoase din care bieții părinți nu înțeleg nimic. Se vede că omul respectiv este un om care deține niște noțiuni foarte wow, dar cu ce-l ajută pe părintele la care nu înțelege o iotă din ce înseamnă DTT, joint attention și sunt niște lucruri foarte grele. Eu nu folosesc asemenea termeni pentru că dacă îi folosesc, îi explic pentru că îmi dau seama că unii părinți au auzit de ei și dacă îi mai aud, măcar să înțeleagă despre ce e vorba. Bun. O să încerc singură cu planul și apoi să mă programez la dumneavoastră. Foarte bine, doamna Nicoleta, încercați. Vă spun un lucru. Mie îmi zicea tatăl meu, când eram mic așa, tată, vii la mine, după ce ți-a predat învățătoarea, vii la mine doar după ce tu ai încercat de minim 3 ori să rezolvi un exercițiu și nu ți-a ieșit. Nu vii la mine imediat să ți-l fac eu. Că nu asta e soluția. Eu trebuie să mă asigur ca tată că tu ai înțeles din clasă ceea ce s-a spus și dacă n-ai înțeles teoria, e normal că nu știi nici practica, dar măcar să înveți de 3 ori. Să încerci de 3 ori. Dacă de 3 ori te-ai zăpăcit acolo și veneam cu ciorne și și mă enervam și ziceam, dar de ce nu mi-a răs? Și tata spunea, pentru că trebuie să te învăț să gândești. Dacă eu îți explic niște lucruri fără ca tu să încerci să storci creierii, tu o să fii toată viața dependentă de cineva. Asta vă spun și eu. Menirea, misiunea mea este să vă învăț pe dumneavoastră ca părinți să gândiți. Nu să stați tot timpul după planul de intervenție al cuiva. Am o mămică, doamna Felicia, pe care, apropo, căutați mărturiile mămicilor, le găsiți pe site, mărturiile mămicilor care au reușit cu copiilor. Păi, doamna Felicia, noi ne vedem o dată pe lună, într-adevăr, este super consecventă, lucrează foarte consecvent, toate felicitările din lume către dânsa. Dar nu așteaptă o lună de zile dacă dânsa a observat, aha, copilul a învățat asta, în schimb am fost cu el, nu știu unde, mi-a trimis săptămâna trecută niște filmulețe și zice, uitați, stăteam la doctor. Și m-am gândit că dacă tot stau la doctor o oră, o jumătate de oră, să folosesc timpul ăla. Și mi-am dat seama de niște lucruri. Și mi-a trimis. Și atunci, ce a făcut mămica asta? A pregătit și a zis, ok, copilul meu nu știe asta, copilul meu nu poate asta, ok, deci eu trebuie să o întreb pe Monica dacă nu știe asta, ce trebuie să învețe? Sau cum să-l învăț asta? Sau e timpul să-l învăț asta? De aia treaba mea este să vă învăț pe dumneavoastră cum să gândiți astfel încât să fiți cât mai independente cu putință. Pentru că da, s-ar putea să nu-ți permiți toată viața terapie. Am mămici care și-au vândut case, care și-au dat toate economiile lor. Am avut acum 2 luni, 3 luni de zile, cred, o mămică ce mi-a spus, am avut bani să cumpăr un apartament cu 3 camere pentru copil, l-am vândut și toți banii s-au băgat în terapie, iar copilul meu nu știe nici măcar să imite. De ce s-a întâmplat asta? Pentru că a așteptat și a muncit fără să fie informată și a crezut 100% în cineva.
Poate că nu. Și acum îmi spunea Monica, nu mai am bani să mai investesc. Deci eu acum am venit la tine ca o ultimă soluție să-mi dai niște cursuri din care să învăț. Pentru că nu mai am bani și dacă vreau, nu pot să plătesc pe cineva nici măcar 2 ore pe zi. Pot să-mi permit acum din salariu să plătesc, să zicem, 800 de lei pe lună sau 1000 de lei, dar către un specialist să mă învețe pe mine. De-aia vă spun că vreau să fiți independente. Lucrăm unul la unul cu ea, dar doar în weekend. Da, și asta este că, vedeți, dumneavoastră, vă trebuie minim 25 de ore pe săptămână, nu doar în weekend. Copilul trebuie să fie tot timpul angrenat în activități. Am făcut 4 ani care tot nu se face terapie cu micuța, nu mai simt că pot cu această mamă nepăsătoare. Da, știu cazul dumneavoastră, dar vă cred, ce puteți să faceți este să apelați la un specialist care să vă structureze un plan după care să lucrați dumneavoastră cu copilul atât cât puteți, măcar când este la dumneavoastră. Știu cazul și îi crunt pentru că nici măcar nu-l ai la tine zi de zi pe copil ca tată să poți să-l înveți ceea ce mama refuză să-l învețe, așa este, dar măcar acolo, odată la 2 săptămâni când sunteți cu copilul, măcar să învățați ce ați putea să faceți, cum puteți să ajutați copilașul pe ceea ce, la nivelul la care este el. Bun, am vorbit în seara aceasta despre ce obstacole ai atunci când îți înveți copilul să vorbească. Vă încurajez încă o dată, dați share acestor informații, sunt informații care pot să deschidă mințile și inimile foarte multor părinți și specialiști. Sunt specialiști minunați care după ce urmăresc podcasturile îmi scriu sau s-au abonat la newsletter sau au luat cursurile gratuite și care îmi scriu, Monica, am făcut curs, dar mie nu mi-a spus nimeni așa ceva. Monica, am diplomă de, dar eu n-am auzit niciodată despre ceea ce tu spui, prin urmare îmi doresc cursul X, îmi doresc să fac câteva sesiuni cu tine în care să-mi explici niște lucruri punctual, să facem unul la unul, să mă poți ajuta concret. Deci există astfel de specialiști, să nu vă imaginați că specialiștii la început de drum, niciunul dintre specialiștii la început de drum nu-și doresc să învețe. Ba da, am specialiști, o să vedeți, cei care vă veți comanda sau aveți deja cursuri de limbaj, o să postez niște înregistrări video cu o specialistă extraordinară care și-a luat cursurile, care a învățat foarte mult, care e foarte structurată și lună de lună ne întâlnim cât de mult a putut să reușească cu o fetiță. E ceva ce eu aș recomanda-o la toată lumea, numai că n-am cum, pentru că ea lucrează într-un centru și n-are timp. Dar este o femeie extraordinară, o specialistă care investește foarte mult timp în ea. De asta vă spun, nu vă mai gândiți niciodată că nu o să găsiți niciodată un astfel de specialist. Învățați mai întâi dumneavoastră ce trebuie să căutați la un specialist. Este un curs pe care l-am susținut în toamna aceasta despre integrare, cum integrezi copilul în școală sau grădiniță și acolo spuneam care sunt abilitățile pe care trebuie să le aibă un specialist ca shadow, ca și însoțitor la grădiniță sau școală. Și mi-au scris apoi atâtea mămici care mi-au spus, Monica, pe bune, păi terapeutul nostru nu știe nimic și eu l-am trimis acolo, nici n-am știut ce trebuie să știu, am crezut că el știe toate lucrurile astea de la sine și acum îmi dau seama că de fapt copilul meu n-a învățat acolo pentru că ea nu știa terapii, nu știa metodele. De aceea trebuie să învățați dumneavoastră să vă asigurați că acel terapeut știe și dacă nu știe, nu e o problemă, că îl înveți tu, dar cum îl înveți dacă tu nu știi? Și pe noi ne învățau părinții în urmă cu 17 ani, părinții ne învățau. Mulțumesc, doamna Andreea, mulțumesc din suflet, eu nu-mi doresc să colaborez cu specialiști aici, nu am încredere. La Centrul Medical din Chișinău mi-au trimis căi suficiente internare de 2 ori. Ok, nu dorește deloc, asta e rău, n-am voie, din păcate, doar 6 săptămâni pe an pentru că lucrez, da. Iată, sunt și cazuri în care există părinți care nu se pot înțelege cu celălalt părinte să trimită copilul la specialiști și să lucreze cu el. Din păcate, există și astfel de cazuri. Efectiv, nu ai ce soluție să dai unui astfel de părinte decât să-i spui roagă-te la Dumnezeu ca într-o zi să se poată schimba situația și fie mama să-ți aducă copilul la tine, fie să găsești tu niște soluții, dar iată-te, nu poți să stai cu copilul dacă trebuie să și muncești. De aceea lucrurile sunt atât de complicate în unele situații. Felicitări încă o dată tuturor celor care ați ales să fiți prezenți. Dați mai departe podcastul, informațiile acestea sunt foarte valoroase și păcat să rămână doar la dumneavoastră. Deschideți ochii și mințile altor părinți care au nevoie de aceste informații. Abonați-vă la newsletter, descărcați tot ceea ce este gratuit de pe www.monicazinca.ro și amintiți-vă că reducerile la cursurile de pe platformă, la 5 dintre ele, sunt până pe 31 decembrie 2023.
Chiar dacă le achiziționați acum sau poate achiziționați pe 27, să zicem, dar normal că nu o să începeți de sărbători să lucrați, dar profitați de această oportunitate de a le lua cu 35% reducere și începeți anul 2024 în forță. Puneți-vă ca obiectiv pentru 2024 să învățați metode prin care să vă ajutați copiii. Pentru că se poate. Doar că într-adevăr, este mult mai greu atunci când încep de unul singur și mai ales dacă încep de unul singur după foarte mulți ani. Am părinți și spuneam, vorbeam astăzi cu o mămică al cărei copil are acum 7 ani și nu a lucrat corect, a lucrat, i-a plătit, a fost foarte ok, dar nu s-a lucrat corect și nu are nici măcar abilitățile unui copil de 2 ani. Și mă întreba despre o altă mămică, cum de copilul ei la 4 ani și jumătate este integrat în grădiniță și vorbește normal și răspunde întrebărilor și are conversații, chiar dacă nu conversații wow, dar are conversație normală, poți să stai cu el, să îl întrebi ce ai făcut, să-ți povestească ce a făcut la bunica, cum s-a jucat cu surioara lui și așa mai departe. Și am spus acestei mămici, păi acești părinți amândoi lucrează de la 1 an și jumătate al copilului, ei personal știu toate metodele pe care le știe orice părinte care lucrează cu mine și nu s-au lăsat, ei efectiv au lucrat și au împărțit timpul. 3 ore pe zi lucrează cu mami, 3 ore pe zi lucrează cu tati, restul timpului este la bunici, care și ei, chiar dacă nu știu metode, se ocupă de copil, adică nu știu metodele de predare a anumitor abilități, se ocupă de copil în sensul că știu să se joace cu el, știu cum să predea jocul și așa mai departe. Deci ca să ai niște rezultate, trebuie să investești foarte mult timp. Mulțumesc foarte mult tuturor pentru prezență, mulțumesc pentru tot ceea ce faceți, pentru copiii dumneavoastră. Vă felicit pe toți specialiștii care continuați la fel ca și mine să vă informați și să vă răsinformați tot timpul și ne vedem vineri. Haideți să văd ce am propus pentru vineri. Nu le știu pe toate. Cum să-ți găsești puterea ca mamă? Iată, este un podcast pe care l-am primit, un subiect de podcast pe care l-am primit de la câteva mămici săptămânile trecute, care îmi spuneau, cum ne spunea și una din mămici în seara aceasta, simt că nu mai am putere. Și am structurat un astfel de podcast special pentru mămicile care simt că nu mai au putere și o să vedeți cât de mult or să vă ajute informațiile. Mulțumesc tare mult pentru prezență, felicitări încă o dată, ne vedem vineri cu subiectul cum să-ți găsești puterea ca mamă. Până atunci, deschideți mâine newsletterele, aveți acolo informații noi, deschideți-vă și voi mâine newsletterele. Încerc să fac cât mai multe posibil. Acum tocmai am terminat cursul de alimentație, o să vă anunț când urmează să-l susțin. Este un curs care va va dura 4 ore, mă întreba ieri o mămică, dar nu aveți ceva pe 30-40 de minute? Nu, pentru că nu pot să-ți spun în 30-40 de minute ceva ce este atât de important ca alimentația. Așa că rămâne și deschideți fiecare e-mail și continuați să share-uiți toate informațiile pe care le găsiți la mine și pe site și peste tot și ajutați cât mai mulți copilași. Seară binecuvântată vă doresc!